Nu. Mitropolitul Veniamin Costache, despre care Mitropolia Basarabiei spune că ar fi sugerat să-l dea anatemi pe Mitropolitul Bodoni, trimite elevi la Chișinău. Trimite elevi. Am zis, pare că sunt niște relații de anatema. Vreau să mă iertați. Deci vreau să încercăm să demontăm aceste minciuni. Ceea ce vi s-a spus sunt minciuni de la A la Z și eu asta încerc să fac. Pentru că onestitatea intelectuală mă obligă să fac acest lucru. Chiar dacă, din păcate, trebuie să o fac împotriva celor care conduc la ora actuală biserica de care fac și eu parte. Deci, vedeți, din aici, i-au dus la Moscova, i-au dus în toate eparhiile rusești, ceea ce arată că existau relații normale între Moldova, țara românească, Fanar și Moscova, și Sankt Petersburg și Chișinău. Sunt trădați de aceste documente. Repet, vă mai repet, este cel mai mare profesor și noi toți care facem școala de teologie învățăm după cartea lui. Oare dacă ar fi fost adevărat că a fost dat anatemii Gavril Bănulescu Bodone, nu ne-ar fi spus cu gura mare profesorul Rămureanu? Eu am învățat în 1993, am ajuns să fac, și în 1993-94 cursul acesta de istoria Bisericii Ortodoxe Române. Deja exista mitropolia, așa zisă Mitropolia Basarabiei în teritoriul țării dumneavoastră. Oare nu ne-ar fi spus ei la școală lucrurile acestea? Dovada este clară că nu exista niciun fel de anatemă. Acum, eu nu pot să neg faptul că e posibil ca Patriarhia Ecumenică să fi făcut o notă de protest, de exemplu. Protestăm că nu ne-ați întrebat și pe noi. Dar vreau să mă iertați. O notă de protest și o anatemă sunt două lucruri diferite ca de la cer la pământ. Sunt diferența dintre o notă de protest și pe care o dă președintele Republicii Moldova unui ambasador și darea lui afară cu poliția. Da? Sunt două lucruri diferite. Dacă ei au vreo notă de protest împotriva Mitropolitului Bodoni, n-are nicio valoare din punct de vedere canonic.